Vorbește-ne un pic despre lucrurile pe care le-ai învățat și tu le aplici, regulile tale atunci când vine vorba de parteneriate și de ce sunt așa cum sunt. Ok. Prima tendință naturală este că atunci când faci un business, începi un business, un proiect, este să-l începi cu prieteni, cu cunoscuți, și mă simt safe cu cineva pe care îl cunosc. S-ar putea să fie o decizie proastă. În cazul meu, primul business, a fost o decizie foarte proastă. Clar, cu primii prieteni. Problema e că am recidivat. Deci nu s-a întâmplat numai o dată. Am continuat după aceea și am mai fost afaceri în care am cooptat parteneri, oameni pe care îi cunoșteam dinainte și aveam o relație, să spunem, de prietenie, de amiciție, mergând pe principiu că am încredere, cunosc omul, știu, da? Da. Deși nu neapărat competențele îl recomandau și nici neapărat rolul sau profilul pentru acel job. Și se întâmplă situații sau s-au întâmplat proiecte care să fie de foarte mare succes și cu partenerul sau cu managerul din respectiva companie pur și simplu nu mă cunoșteam înainte, nu aveam niciun fel de istorie, ci pur și simplu a funcționat pentru că au funcționat foarte bine niște roluri și niște competențe pe care ni le-am, le aveam complementare. Care sunt principiile? Chiar și acum, când... între partenerii mei, am plecat la drum cu 3 parteneri, dar nu înseamnă că, de exemplu, partenerul cu care mă înțeleg cel mai bine în business, cred că este cel mai puțin apropiat de mine în plan personal. La modul că, de exemplu, n-a fost niciodată la mine în casă, în vizită, în decurs de 15 ani. Cred că o cunoaște pe fiică mea a văzut odată sau de 2 ori. Dar ne înțelegem foarte bine pe business. În timp ce cu alții cu care mergeam în vacanțe, concedii, etc., cu familie, nu înseamnă că ne înțelegem în business. Deci lucrurile poate să fie foarte diferite. Important? Importantă este transparența, este etica, este foarte importantă. Ce înseamnă transparență? Transparența este pur și simplu să pui cărțile pe masă și în momentul când începi parteneriatul să spui foarte clar, uite, asta este agenda mea, asta vreau să obțin la business-ul ăsta, așa văd eu parteneriatul. Tu cum îl vezi? Eu îl văd așa, asta vreau să obținem. Ok, ne aliniem. Dacă unul are o agendă ascunsă pe aici și mai are 3 gânduri pe nu știu unde și se gândește că nu știu ce ar mai putea să facă el diferit cu altcineva, oricum într-o altă circunstanță, lucrurile ușor nu funcționează pentru că ele se află și dezvoltă mistrustul între parteneri. Și asta se întâmplă, deci multe parteneri se rup pentru că încep să nu mai ai încredere în partener. Să simți că, ok, una vorbim, dar alta facem, una îmi spui, dar altfel acționezi, etc., etc. Se întâmplă astfel de lucruri. Într-un fel când simți că nu mai tragem la aceeași căruță. Exact. Ori, dacă există transparență, dacă lucrurile sunt puse pe masă corect și onest, dacă există etică, este foarte importantă etica. Să nu încerci niciodată să-ți înșeli partenerul. Lucru care, din păcate, nu este o chestiune în commodity, este o raritate. În realitate, este o raritate. Deci eu am constatat în foarte multe parteneriate și uitându-mă all over the world, peste tot în foarte multe circunstanțe, partenerii și în timpul în care sunt împreună, dar și în momentul când se despart, încearcă unul față de celălalt să schimbe balansul, să profite. Ori lucrurile astea nu pot fi reglate decât prin niște contracte bine scrise, niște clauze bine aranjate, în care în momentul în care apar situații de conflict, să poți să te separi ca gentleman. Adică într-un fel că etica e foarte greu de verificat. Adică de mai ales dacă nu te cunoști cu omul, că el spune da, sigur că da. Poți să faci ceea ce se cheamă intelligence, să stai să-ți faci un propriu review. În momentul în care am decis, lăsând la o parte faptul că ei erau finanțatori importanți, fondul pe care îl făceam prima oară pentru startup-uri, pe lângă faptul că mă cunoșteam de aproximativ 6-7 ani în business cu respectivii, mi-am mai făcut încă un set de due diligence, de review, ca să înțeleg care sunt relațiile cu partenerii, cum sunt ei ca abordare etică, dacă există sau nu există conflicte cu alți parteneri, face să afli lucrurile astea. Lucrurile astea se află, lumea e mică. Dacă tu vrei să afli lucruri, le afli foarte repede. Întreb oameni, pui întrebările potrivite. Sună foarte pretențios, due diligence. Întrebi. Pur și simplu își cer referințe despre acei oameni. Și încerc să nu primești numai alea pozitive, că lumea ți le dă pe alea pozitive cele mai ușoare. Află-le pe alea negative, pentru că cu alea, de fapt, vei avea de diluit. Și dacă alea negative sunt că, ok, tipul e cam rece și s-ar putea să nu se viziteze cu familia, zic, ok, chestia asta I can handle. Da. Dacă spune aia negativă e că s-ar putea să încerce să, la un moment dat, să
să te tragă pe sfoară, asta e ceva care n-aș vrea să am într-un parteneriat, uh-huh. pentru că nu mi se pare logic să stau toată ziua cu capul în spate să mă uit. Ți s-a întâmplat vreodată să intri într-un evident. Început de relație și să zici, după această cercetare, mulțumesc frumos, nu? Da, mi s-a întâmplat, evident.